este tot în plăci cu tine, de asemenea o campanie, a spune, care denotă o disperare și a care s-ar putea să care s-ar putea să ducă la un joc foarte bun. Astapel revine Paolucci, un întreg lot schimbat mare și de la Brașov, Iancă, Pațar din campionatul Elveției, Alexandru Davi de la FC Brașov, Marcos Micael Blanea, Salamina din Cipru, de asemenea Constantin Michelerico. La capitolul plecări deja aproape că le-am terminat pe cele mai importante. Vlad Rosu la viitorul, Adrian Rocotan la Pandini, Fernando Velasco pleacă în Spania și de asemenea transfer interesant, Valentin Menar a plecat în Catar. Abia aștept să-i văd pe Paolucci și Zian. Interesante. Antrenorul Dinamo Bistrintre, altele a spus că perioada de transfer dintre sănătoasă, astfel chiar deja, dar revin că împletează. Ne gândim să mai aducem un sau doi jucători să completăm lotul ca valoare. Poate în atac avem nevoie, depinde de ce se va întâmpla în aceste zile, dacă se va concretiza transferul Bizonului. Așadar, Muere ar putea pleca în zilele astea de la Dinamo, precizează Edin. Are oferte, vom vedea ce vom face.